Bună ziua, ce faceți? Ați venit aici la Urzicen la îmbarcarea, nu? Bună ziua, da. Am venit cu încă 4 colegi aici. De unde sunteți, din? Din Dormărun și din zona de la Lechiu. Am înțeles. Sunteți pasionat de maraton, înțeleg, nu? Da, da, mare. Cât spor în viață adus? Cât spor în viață adus? Am adus, cu toții avem 22. De la 4 băieți? Da, de la 4 băieți. Noastră cât ți-ați adus personal? 3 bucăți. 3 bucăți? Ce ați adus? Păsări tinere sau mai cu experiență? Mai cu experiență, nici chiar bătut. Mai sunt zburați oricum, nu am maratoane, nu? Da, da, maratoane. De 2015, 2016, 2015, 1 și de 2016. Da. Ca și origini, ce păsări? Liniile vechi. Liniile vechi, nu? Da, da. Crescovescu de la Crescovescu de la Power. Îi țineți de atunci? Da, de atunci, da. Liniile vechi. Da. Cel mai bine să desfute și de la Crescovescu. Da? Da, liniile. Și la ce am dat la băieți pe acolo, tot liniile astea. Vin de la maratoane, de la zburi extreme. E un lucru deosebit dacă încă țineți... Da, da. Porumbei cu sânge, Crețulescu, Corneliu. Nu am avut bani să cumpărăm și noi am mers pe liniile vechi. Da. Și nu e așa că își fac treaba? Își fac. Mai ales la zboruri mai grele, la zboruri mai lungi, peste 1000 de kilometri. Ați avut rezultate bune în decursul anilor la zboruri peste 1000? Da, aici vin de ăsta al 4-lea an. Deci de 3 ani am băgat câte 5 și am clasat mereu câte 2. Bravo! Au clasat, au mai venit, nu? Bănuiesc dintre cei 5. Da, sau? După 3 săptămâni, după o lună, da. Așa, mă bucur. Cum vă numiți? Tudor Chițescu. Domnul Tudor Chițescu? Din? Dormărân, nu? Județul? Județul Mureș. Bravo, mă bucur. Cum a fost anul ăsta pentru dumneavoastră? Spuneam la Ialomița, de aici din zonă. A fost bine, mai ales la fonduri și la maraton. Nu prea, la viteză de mifond, nu reușim mare lucru acolo. Dar jucați și viteza de mifond, nu? Da, le-am jucat toate, da. Dar rezultatele la viteză de mifond nu prea avem, pentru că acolo super porumbei, e zona așezată, la noi și porumbeii sunt selectați pe viteză de mifond și nu prea așa să nu ia. Dar așa, porul de-astea mai da. Mă bucur dacă e bine așa. Aveți putere în continuare de ei, nu? Așa este, mai ales că de acum avem și o vârstă. Da, dar nu-i arătați anii. Nu știu câți aveți, dar nu-i arătați. Am 67 de ani. Serios? Nu vă dădeam mai mult de 55. Bravo, mă bucur. Dar cum vă țineți așa bine? Cu munca, nu? Și cu porumbei, ăștia vă țin în viață așa. Bine, nu? Aveți un băiat care vă moștenește pasiunea? Am băiat, dar nu moștenește. Poate nepotul, că el văd că e mai interesat de acum și ales pe cei colorați. Da? O, e bine. Stimulați-l, sprijiniți-l, susțineți-l. Poate vă moștenește pasiunea și îi lăsați porumbei acolo. Poate, eu am anunțat, Alexandru a anunțat. Mă bucur mult, mă bucur mult că am stat de vorbă cu dumneavoastră și vă doresc mult succes. Cu stimă, toate cele bune.